Doamna Lucie, îmi pare rău ce s-a întâmplat cu fiica dumneavoastră. Vreau să vă întreb când s-a întâmplat și unde s-a întâmplat asta. În 2015, în Surgut. Rusia. Rusia. Cum s-a întâmplat accidentul, dacă vă mai amintiți ziua când s-a întâmplat el? Da, eu nici n-am să uit, toată viața n-am să uit. Era în mașină, tot familia și o adornit un băitan și o dată în tranș și le-a luat zilele. Cine era în mașină? Fiica dumneavoastră, Lenuța? Mișulică și Ion, soțul. Generile dumneavoastră și nepotul, Mihai. Da. Ei de unde vineau și unde se duceau? Ei se duceau la... în Omsk. De acasă se duceau la ora 5 dimineața, s-au sculat și se duceau în Omsk. Dar ei unde locuiau, în ce oraș? În Surgut. Uh-huh. Și mergeau acolo cu ce ocazie? De ce mergeau ei? E sfârșit cetățenie acolo. Și la ce oră s-a întâmplat accidentul? Pe la ora 5 dimineața. E așa, dimineața s-au pornit spre da. Omsk? Da. Ea a fost sunată ca să meargă să-și facă cetățenie. Da, e de cusară sunat-o. Să duc să iei băițelul și să duc. Probabil după asta v-a povestit poliția sau cei care erau acolo în Omsk, mă refer la alți moldoveni, cum s-a produs accidentul? Ei se deplasau normal? Sau... Da, e normal. Și-a adornit șoferul. Șoferul taximetristul da. Care o lovit în ei. Da. Înțeleg bine că impactul a fost puternic. Foarte puternic. Nici fiica dumneavoastră, nici inginerile, nici de cum nu au putut să fie salvați? Nu. Adică a fost lovitură cu... Mașina a fost strânsă. Bivania l-a scos, o tăiet mașina și l-a scos de acolo. Așa de tare a fost lovită? Da. Dar cine se afla cu ginerile dumneavoastră în față? După cum au spus nimeni, Lenuța și cu Mișa erau în urmă. Cu nepoțelul? Da. Nepoțelul a scăpat ca prin minuni? Da. El era faramat, ciuruțele rupte, negru, tot, năsucul... maxilarele, sus plină i-o scos, umiditelul. Au avut zile, bă, dar prostele, Dumnezeu, că l-a lăsat măcar pe desu. Dar cine a dat de ei, doamna Lucie? Dacă așa dimineața a produs accidentul, cine i-a găsit acolo? Cine a văzut că s-a produs accidentul? Să duceau la lucru, lucrătorii, la ora 6, i-a găsit și... S-a coborât și s-a uitat și a văzut că băițelul foiește și a sunat la salvare și îi mulțumesc lui, zici că Maxim îl cheamă, eu nu știu, nu l-am tot găsit. Moldovean sau rus de acolo? Nu, rus. Dar nepoțelul ce vârstă avea atunci, câți ani avea? 6 ani. 6 anișori. Dar fiica dumneavoastră, unde a fost elovită că nu a mai putut fi salvată? Cu ce s-o ales ea? La cap. Nici mă toată față nu i-am văzut-o. Nu știu cum era și era că nu ne-a dat voie să ne uităm de locul, de să nu mlăm. Da, ginerile? Da, ginerile. Săracul tot la cap a fost și a fost strâns tot aici. La piept. La piept. Dumneavoastră, cum ați aflat? Ei se aflau în Rusia, dumneavoastră, în Moldova, cum ați aflat? Cine v-a spus? Ne-au sunat de acolo, la Surgut. V-a sunat pe dumneavoastră sau pe Cuscră? Nu, la Cuscră a sunat și Cuscră a sunat la mine, dar nu mi-a spus de Lenuța, mi-a spus numai de Vania. Eu sunam, nu răspunde Lenuța. Mă duc la Cuscră în deal să vedem ce s-a întâmplat cu Vania, cum așa, cum. Și
Și zic, cuscră, dar deși Lenuța nu răspunde. Dar el zice că, da, cum să răspundă dacă e tot e moartă? Cine i-a adus în Moldova și cum i-ați adus? Probabil nu era nimeni pregătit pentru mormântare și mai ales că să fie aduși din Rusia. E costisitor, e mult pentru dumneavoastră. Cine i-a adus acasă? Tare mult ne-a ajutat și le mulțumesc la toată lumea din fața pământului. Ne-a ajutat și i-a adus repede acasă. De acolo, de la Surgut, cu mătri, prieteni, toți care într-o parte îmi blau, care în alta, ca să poată să-i aduc, să nu trămam, trebuie să și sâmbătă, duminic, și să-i poată aduși. Și timp de 4 zile... La avion i-ați adus? Da, la avion. Și repede i-ați și înmormântat? Da. Eu trebuie să mă duc la băiet, la Surgut, chel și din reanimare. I-ați înmormântat în aceeași zi? Da, și într-o groapă amândoi, într-o... Ați avut curajul să o aduci acasă pe fiica dumneavoastră sau o stat la cuscra dumneavoastră acolo cu soțul? Am vrut tare să o aduc, măcar un ceas, două, dar părintele nostru, preotul, a zis că nu se poate așa ceva. Ei sunt cununați, soț cu soție, nu trebuie să-i... Gata, de-am... Să-i dispărțesc. Da, cum așa... Și de-am lăsat-o acolo, dar numai eu știu și... Dureri și scârbă, când intrau și vedem doi odată. Nu știm mișulic și cu dânsul. Dar pe dumneavoastră nu țineați legătura cu medicii de acolo din Rusia să vă zic care e starea nepoțelului, cum se simte? Țineam tot așa, așa din comă, așa din comă, așa din comă, așa din comă. Și câte zile au stat în comă? Undeva vreo săptămână el a stat. Când tamam să-i mormânteze, el a început a smulge de la aparat și ala așa, că când nu sunțit, că dânsul îi mormântează. Accidentul a avut loc pe 12 martie 2015. Da. Și dumneavoastră, după înmormântare, repede ați plecat încolo, în Rusia. Da. A stat cu el în spital, aveți grijă de el. Da, am stat o lună acolo în spital. Din ce bani vă întrețineați acolo, doamna Lucia? Oricum, e costisitor. Lumea ne ajută. Mulțumesc că așa oameni buni la suflet, le dă Dumnezeu sănătate. Ei tot ne aduceau. Și de mâncare la băiet și încât luam și mai dădem la alți, că el nu mânca, că era bolnav, era și pampers. Și trebuie tot aduceau acolo și ne lăsa nouă. Și nii de îmbrăcat ne aduceau. Eu m-am dus, era iarnă, dădeam, era cald, nu ne-am luat aduce acolo în spital, așa era de cald. Tare bun în lume și cu minte și cu soviști, să le dea Dumnezeu sănătate. Cât ați stat în spital acolo? O lună de zile și pe urmă îmblam în toată ziua cu dânsul. Ne ducem, luam taxiul și... Ați plătit pentru tratamentul nepotului sau nu? Nu. Deodată ne-au spus că să plătim, dar pe urmă... Medicii, după ce v-au lăsat să plecați acasă, v-au spus că nepotul o să-și revină, o să poată păși din nou, că spuneți că au avut mari lovituri la piciorușă, da? Da. Și la cap au avut și în cșamunșii tăiat într-o parte, s-au prins un dinte în alăviei sărise. Și ce spuneau medicii? O să-și revină? Da, o să revii, el băiețelul tânăr și organismul puternic. Dar pe urmă să aveți probleme. Și să sunt acum problemele? Da. Cu năsucul, eu scos plină deodată atunci când de la avare și la nervopatolog îmblă. De când l-am adus, tot mă duc. La 3 luni tot mă duc. Îl controlez. El deodată era tare. Doamne ferește! Peste câte luni ați revenit acasă din Rusia cu nepoțelul deja? 2 jumate.
Când ați avut curajul, doamna Lucia, să-i spuneți că mama și tata nu mai este în viață? După ce a ieșit din spital, că nu putem ca să nu-i spun, că el e cata și îi suna telefonul, îi suna la telefon, îi continuă. Și nu răspunde mama și nu răspunde tata. Dar eu când știem și cu mama și cu tata. Și cum i-ați spus? Că mama și tata a murit în accident? Da. Și el a zis că eu când îți cresc mare să mă duc și să-l ușit pe om și ala. Deci nu ușit mama și tata. Dar el își amintește ceva? L-ați întrebat dumneavoastră? 6 ani și ori deja... Zice că ține minte că l-a sculat din somn și l-a îmbrăcat și s-a pornit cu mașina, dar așa nu ține minte când s-a pălit și a făcut. Dar cum dumneavoastră l-ați adus acasă? V-a permis să-l aduci și în Moldova? Da. Ei știu toți din toate părțile ne ajută. De acolo, de la primărie, probabil v-a făcut procură pe dumneavoastră? Da. Și când ați ajuns aici, ați mers la primărie și ați făcut actele pe numele la dumneavoastră? La primărie și apoi ne-am dus la Ferești. Și dumneavoastră acum sunteți tutorile lui, da? Da. Până la 18 ani. Da. Ați decis cu Uscra de comun acord ca să rămână la dumneavoastră? Da. Numai el nu a rămas. Cu Uscra mai are și copii mai mulți și nepoți are. Dar eu numai pe dânsul. Dar ce căuta fiica dumneavoastră acolo? Ea plecase la muncă împreună cu soț sau soțul o chemat-o acolo? Soțul o chemat-o. Iedeam să găsesc de lucru, dar trebuie să-i dea cetățenie. Mm-hmm. Tot trebuie să la stomatologie să lucreze. Și soțul plecase înainte și după care o chemat-o pe ea și cu copilul și-o plecat încolo. Da. Ea de cât timp era acolo? Vreo 4 ani. Și plăcea viața de acolo? Când discutați cu dumneavoastră, ce vă povestea? Îi plăcea. Când vine acasă, cam greu cu jele să duce, dar pe urmă era chine de trăit. Lucrau, aveau bani. El tare, tare o iubea și tare tătășele-i cumpăra. Muncitor? Muncitor și alerga. Nu, tare să iubea unul pe altul. Ei se gândeau ca să stabilească acolo deja cu traiul, dar să rămână acolo. Până când, da, că eu ziceam, și nu veniți la Moldova, ei, cât suntem tineri, să mai ședem pișe, pe urmă îmi vedea noi. Aveau casă acolo? Da. Construis. El a muncit, săracul, numai el știe cum a muncit. Și casa a rămas acolo cineva în ea? Da, mai duci o rudă de la jinerile. Mai uită, rănește o mătucă, că acolo e ierni mari. Dar au reușit ei să trăiască în casă care au ridicat-o, doamna Lucie, sau nu? Nu, că trebuie taman de-am să pui ferestrele și să facă de mai departe lucrările. Dacă s-a întâmplat. Și ați decis ca casa să o lăsați, să nu o vindeți? Da. Să vadă și vedem și-a spune băietul de-am. Mai el se decide. Da. E părinților, noi nu avem nimic drept acolo. Doamna Lucia, cât e de greu pentru o mamă, pentru o bunică, când dumneavoastră ați mers cu nepotul la primul matineu, la primul sunet în clasa întâi, dar nu mergea mama sau tata cu el? Foarte greu. Cât și timp plângem. Și mă uitam, toți copiii cu mami, cu tată, dar el... Măcar unul s-a rămas, s-a avut el... Băiatul ce vârstă are acum? În martie are 15 ani. Să fie sănătos. De Dumnezeu. Sunt 9 ani deja de când s-a produs accidentul. Da.
durerea asta pentru o mamă devine mai grea sau deja v-ați obișnuit că nu mai puteți schimba lucrurile? Nu, mai grea. Din și mai grea. Numai eu știu și sufletul meu. Din ce bani îl creșteți pe nepot? Oricum, un copil e nevoie de cheltuieli, de investiții. Bune, el lucrează. Mai ducem lapte, mai... Tot ne stăruim pentru dânsul, să am de îmbrăcat, de mâncare. Dar el are pensie de moștenitor. Știu că se dă băiat. Are, dacă este pensie la noi. Dar cât are? 2000. 2000, ca să înțeleagă cei care ne privesc, 100 de euro. Și ce să faci cu 2000 de lei? E ca o scurtă, 1000 de lei, o pereche de încălțăminte, 1000. Dar ce să fac? Mă stărui să aibă și el cătăți copii, că nu se uite chiar că așa l-are, dar eu n-am. Încă mai suntem în putere, suntem, nu ne luăm nouă, dar îi luăm lui. Că... El vă ascultă, e cu minte, la școală, învață da, mulțumim, bine. Probleme nu avem. Cu minte, la școală nu... Tot învață, nu avem așa probleme, să ne cheme, să... Dumneavoastră, mai aveți un băiat? Da. Mai mic ca fiica Călinuță? Da, da, cu 2 ani. E căsătorit, aveți nepoți de la el? Avem un nepoțel, ne-o dat Dumnezeu amuiac. Îl avem numai pe Mișulică, dar mă deam mai este și Matei deam. Să vă fii sănătoși. De Dumnezeu. Doamna Lucia, frica asta de... Mamă, pentru un copil, e o devenit mai mare, mai puternică, că să nu dea Domnul să întâmpi ceva și cu băiatul, cu nepotul. Da, da. Eu îl se duce, dar eu tot îi spun să mergi pe trotuară, să mergi așa, să ferești de mașini. Când alăt vine acasă, gata, vse, e acasă. Știți liniștită. Doamne, Doamne. Dacă ați întoarce timpul înapoi, cred că nu i-ați mai dai fetii voie să pleșe. Nu. Dacă cei care ne privesc acum, doamna Lucia, ar vrea să vă ajute pe dumneavoastră, să vă întind o mână de ajutor dumneavoastră, nepotului, ca să vă fie mai ușor să-l creșteți, pentru că îmi dau seama că din laptele pe care îl vindeți și ce mai câștigă soțul și ce mai aveți dumneavoastră, nu e o avere. Și ar vrea să vă ajute. Cum ar putea să ia legătura cu dumneavoastră? Un număr de telefon, pagină de Facebook, poate aveți dumneavoastră? Am și Facebook. Cum e? Sunteți scris acolo? Lucie Catan. Și număr de telefon? Ui, dar... 060-81-74-40. Eu vă mulțumesc din suflet, doamna... 03. Încă o dată. Haideți ca să-l pronunț și eu pentru cei care ne privesc. 060-81-74-03. Așa. Cei care ne sună de pe Stihotare cu prefixul plus 373. Doamna Lucia, mie nu-mi rămâne decât să vă doresc mult sănătate, îmi dați voie să vă strâng mâna. Sunteți o bunică și o mamă extraordinară, să vă dea Domnul multă sănătate și multă putere și să-l creșteți pe nepoțel, pentru că acum el este principalul pentru dumneavoastră și motivul pentru care trebuie să mergeți mai departe, să luptați. Și noi ne rugăm la Dumnezeu de și noapte să-l vedem mare și să n-are mitelul pe nimeni afară de noi. Nici soră, nici frate. Puterea dumneavoastră și mergeți mai departe. Mulțumim frumos. Le mulțumesc celor care ne privesc, iar dacă doriți să întindiți o mână de ajutor doamnei Lucia Catan, o puteți găsi la numărul de telefon pronunțat de dumneiei sau pe pagina de Facebook. Aveți grijă de voi și de cei dragi.